Doi polițiști de patrulare din raionul Cantemir riscă să-și piardă epoleții după ce au fost prinși luând mită. Aceștia sunt suspectați că ar fi cerut și luat de la un șofer 200 de euro pentru a nu-i deschide un dosar penal pentru șofat în stare de ebrietate. Ofițerii anticorupție au aflat despre caz chiar de la automobilistul în cauză. Acesta ar fi declarat că a fost oprit în trafic sub pretextul că ghida vehiculul în stare de ebrietate. Polițiștii ar fi ridicat permisul de conducere și pașaportul tehnic al mașinii, iar pentru a nu documenta cazul și a-i restitui actele, ar fi cerut și primit 200 de euro. În urma cercetărilor, cei doi ofițeri de patrulare au fost recunoscuți în calitate de bănuiți și sunt cercetați la moment în stare de libertate. Pentru faptă de care sunt bănuiți, îi riscă pădapsă cu detenție de până la 10 ani, amendă în mărime de până la 400 de mii de lei, și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 10 ani. Conform informațiilor oferite de Centrul Național Anticorupție, de la începutul acestui an, 35 de polițiști au fost reținuți fiind bănuiți de corupție.